Peste 60 de accidente de muncă s-au înregistrat anul trecut la nivelul județului Buzău. Printre cauzele care au condus la aceste evenimente nefericite, se numără neutilizarea mijloacelor de protecție, căderile în gol sau electrocutarea. Din totalul accidentelor de muncă înregistrate, o parte dintre acestea s-au soldat cu incapacitate temporară de muncă sau, mai grav, chiar cu decesul. Iar la Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău au fost înregistrate 61 de accidente de muncă, după cum urmează. 52 de accidente de muncă soldate cu incapacitate temporară de muncă, cu un număr de 52 de persoane accidentate. 3 accidente de muncă cu incapacitate temporară de muncă, în urma cărora au intervenit invaliditate. Invaliditate gradul 2 cu 3 accidentați. 6 accidente de muncă mortale, cu un număr de 6 accidentați. În ceea ce privește domeniile de activitate economică în care au fost înregistrate accidentele, 11 dintre cazuri s-au produs în fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, 5 cazuri în fabricarea produselor textile, 4 cazuri în industria alimentară, alte 4 cazuri în industria construcțiilor metalice. Pentru că în timpul verificărilor efectuate de inspectorii de muncă au fost constatate nereguli care ar fi putut conduce la producerea unor accidente de muncă, inspectorii ITM au aplicat și sancțiuni. În tot anul 2012 s-au realizat 1458 de controle, au fost dispuse 1248 de măsuri, au fost aplicate 1090 de sancțiuni contravenționale, din care 77 amenzi în valoare de 472.500 lei și 1013 avertizmente și au fost oprite din funcțiune 10 echipamente de muncă. Tot anul trecut, Direcția de Sănătate Publică Buzău, în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă, au cercetat și 16 cazuri de îmbolnăviri cauzate de mediul de muncă.